Noul plan național strategic, modificat de mai multe ori până acum, va fi aprobat de Bruxelles anul acesta. Afirmația optimistă aparține ministrului Agriculturii, Petre Daia. În exclusivitate pentru AgroTV, el a precizat că în acest nou document s-a acordat o atenție deosebită sectoarelor vegetal, zootehnic, investițiilor în sistemul de irigații și, nu în ultimul rând, industria de procesare va fi susținută consistent. Care sunt cele mai importante schimbări din noul PNS? Sigur, am putea vorbi despre noul concept, care are o deplasare importantă spre zona aceasta a mediului, motiv pentru care a trebuit să și pilotăm cu inteligență necesară în construirea lui, în așa fel încât să răspundem la nevoile pe care le are țara, să fie în consonanță cu dorința fermierilor, în așa fel încât să putem să ne realizăm obiectivele în România. Care sunt cei mai câștigați? Noi, România, suntem câștigați toți, pentru că avem în aceste PNS o sumă importantă de bani, 15,8 miliarde pe care trebuie să-i accesăm. Motiv pentru care, iată că am introdus, zic eu, cantitatea de sau nivelul acesta de interes administrativ și profesional pentru a-l putea realiza în timp util, în așa fel încât imediat să-l putem implementa. Deja suntem în construcția actelor normative pentru a putea, de la începând de anul viitor, să operăm cu schimbările necesare și să facilităm transmiterea banilor spre către fermieri. Într-un cuvânt, să ne facem datoria. Sectorul zootehnic? Și sectorul zootehnic și sunt elemente care ne dau speranță, pentru că pe de o parte avem continuitate în programele de sprijin pe care le-am avut până acum, pe de altă parte avem o dinamică nouă îndreptată în direcția reducerii consumului de energie, creșterea suprafețelor irigate, în așa fel încât să putem asigura o predictibilitate și o constanță în realizarea producțiilor agricole. Fermierii spun că ar trebui să se pună accentul pe procesare. Sigur, există aceste pachet de sprijin în vederea realizării unităților de procesare, dar să nu uităm producția. Și irigațiile? Categoric da, și pentru că să nu uităm producția, că dacă nu face producție, n-avem ce procesa. Motiv pentru care trebuie să vedem acest aport al susținerii financiare pentru PNS ca un concept integrat într-o legătură, zic eu, sinergică cu factorii de vegetație, dar în același timp cu preocuparea fermierilor și cu dorința lor de a câștiga.